Ați avut probleme în comunism? Și da și nu. Sunt pe urmele dumneavoastră, ați da. Primit tot felul de propuneri, de nu știu. Deci, înainte de prima mea deplasare în Occident, am fost chemată. Eram la școală și a venit secretara să-mi spună, trebuie să vii urgent la direcțiune. Și în curte, cât mergeam spre director, întreba, zice, ce prostie ai făcut? Zic, domnule, n-am făcut nimic. M-am dus acolo, m-a așteptat un domn și mi-a zis că a doua zi, la o anumită oră, trebuie să fiu cu tata într-un anumit loc. Condițiile se aseamănă cu cele de acum, momentan. Și mi s-au explicat anumite lucruri, că voi fi tentată să, de multe lucruri, ce voi vedea și ce mi se va oferi și că trebuie să mă gândesc totdeauna că am părinți acasă, că am surori. Și cam atât. După aceea am avut perioadă când, virgulă, cu Clujul ieșeam foarte mult în Occident. Am avut situația în care am fost așteptată în gară de șeful secției și zice, Magda, hai că te duc acasă cu mașina. Și eu am zis, ce, n-am câștigat campionatul ca să merităm așa. Ca în momentul când să ajung la locuință, eram singura care stăteam separat, aveam o garsonieră primită. Și nu mi se potriveau cheile. Mi s-a explicat că a fost o inundație, că a trebuit să-mi zugrăvească din nou. Mi-au rașchetat și parchetul. Cred că au fost extraordinar de curioși, citind foarte mult și fiind unguroaică, de câte ori mergeam în Ungaria, tot timpul îmi cumpăram cărți. Și probabil erau curioși să vadă ce citesc. Pentru că au fost și tendințe din partea Ungariei să mă căsătorească cu un ungur de acolo, ca să plec. În Ungaria era o jucătoare Bocșoi. Ea și cu mine ne luptam la turneele de junioare pentru titlul de cea mai bună. Și s-au gândit că dacă reușesc să ne aducă pe amândouă în aceeași echipă, am reușit să învingem URSS-ul, care la vremea respectivă nu te puteai atinge. Dar i-au oferit inclusiv, era înainte să mă căsătoresc, i-au oferit inclusiv soțului meu că o căsătorie din aceasta, ca să putem să plecăm. N-am plecat din două motive. Una, mi-era frică la vremea respectivă și eu totdeauna m-am simțit bine în țara asta. Ca dovadă că n-am plecat niciun în Ungaria. Cu toate că puteam, am cetățenie maghiară, dar mi-am luat cetățenia din cauza copilului meu. Ca el să aibă parte de ceea ce am avut eu parte.